Hai, noul capitan al Oțelului Galați, vino cu tatele meu, zi. Cum e să fiți campion, cine vrea? Ia tu, că tu ești capitan. Nu pot să... Încă nu-mi dau seama, nu realizez ce să spun, sincer nu realizez, dar este vreo... Poate mâine, când o să ne mâneze titlul de campioană, o să-mi dau seama. Sau când o să debutăm în Champions League. Dar la vârsta voastră e greu să crezi că vei juca în Champions League? Nu este greu. Important este să visezi, să-ți dorești și cu muncă, cu dăruire, se poate face performanță, cu noroc. De când visai să joci în Champions League? Ai o vârstă destul de fragedă. Nu, la vârsta asta nu visam, dar fiecare, cred, fiecare fotbalist, cred că visează să ajungă în Champions League. Acum ați jucat doar pe PlayStation? Nu, nu-mi place să joc pe PlayStation. Nici eu nu. Emoțiile acum au trecut. Emoțiile au fost cu Timișoara. Acum au trecut. Când a fost cel mai greu moment pentru Oțelul? Probabil că a fost atunci când am avut seria aia mai neagră, ca să zicem așa. La meciurile cu Dinamo, cu Mediașul, când am pierdut cu Brașov. Dar v-au afectat criticile? Sau v-a întărit? E clar că ne-au întărit și cei domnii patroni care au ieșit pe la televizor. Eu unul nu prea am avut ocazia să-i văd, dar ce se vorbea în vestiar m-a întărit și mi-a dat o putere în plus. Gigi Becali spunea despre voi că sunteți niște tigri. Tigri? Panteri, nu știu. Are dreptate? Posibil, are și dumneavoastră dreptatea lui. Vă mulțumește faptul că Steaua și Dinamo se bucură pentru voi că ați luat titlul? Și noi, la rândul nostru, dacă ieșeau ei, ce puteam să facem? Să-i felicităm, să le urăm succes în Liga Campionilor sau în Cupa UEFA și nimic mai mult. Ce adversar vă doriți acum în Champions League? Eu, cu orice forță a Europei, un preles să arăt ce poți acolo la cel mai înalt nivel. Dar cine totuși e idolul tău? Idol nu am, dar am mai mulți jucători care îmi plac și prin atitudinea lor, prin jocul lor, prin dăruirea lor. Un maicon, Dani Alves, Messi, știu. Cui ai vrei să-i ții piept? Nu contează. Vedem la locul fapte și cu cine vom cădea. Dar toată lumea vă întreabă dacă reușiți o punte, cum a făcut Unirea Urziceni. Nu vă sincer, Unirea Urziceni, nu ne deranjează. Unirea Urziceni a fost Unirea Urziceni, da. A avut un antrenor bun, un colectiv, la noi e altă conjunctură. Tu ți dorești un adversar anume în Champions League? Îmi doresc să vină tot așa o echipă cât de mare, Barcelona, Real Madrid, oricare, că nu știi când te mai întâlnesc cu acest moment, să joci cu ei. Cum se încheie seara asta pentru voi? Vom vedea mâine dimineață. Ați face și voi un tur al orașului cu un autocar special sau ați vrea să faceți așa? Așa, am înțeles că așa se face. Mai să țină vremea cu noi, nu? Da, să țină vremea cu noi, să nu vină. Mai contează? Dacă tu... Probabil că o să fim singuri pe stradă, dacă vine pe aia. Cristi Chivu e un om important pentru echipa națională, adică pentru cel mai important, poți să zici. M-a surprins, nici n-am știut, chiar n-am citit astăzi ziarele și nu m-am uitat la televizor, dar cred că o să se întoarcă. Pentru tine că ai fost în sânul național, cum îți pică această veste că Cristi Chivu s-a... Sincer, nu știam, este o pierdere foarte mare, un jucător care, când joci lângă el, nu știu, te face să... În anul nou cer să fii, să ieși din fire, să fii alt. Dar asta este, ce să facem. E decizia lui, a ajuns la o vârstă și probabil se gândește la cariera lui. Ce ai avut de învățat de la el? Ca om, cum este și ce sfaturi îți dă, cum vorbește de fiecare și nimic mai mult, ce să zic. Crezi că va reuși cineva să-l înlocuiască? Asta rămâne de văzut. E greu. Cristi este un jucător aparte. Păi e frică să nu-l pierdeți pe Dorinel Munteanu? Vom vedea. Nu știu, dumneavoastră, întrebați pe dumnealui, nu știu. Dar jucători de la echipa voastră vor pleca? Rămâne de văzut și acest lucru. Dacă vom păstra acest colectiv, poate cine știe, o să facem o... Mă scuzați! La conferință a spus că nu va lăsa, adică nu crede că va pleca nimeni, deoarece voi jucați în Champions League. Ori echipele din București nu au cum să joace în Champions League. Nu știu, nu pot să comentez deocamdată, vom vedea ce va fi. Le vedea pe Dorinel Munteanu la echipa națională, antrenor? Și cum a spus și dumnealui, mai are de învățat, din câte am înțeles, și câștigarea campionatului e o experiență în plus pentru dumnealui și
cu participarea în Champions League va acumula mai multă experiență. Ce au de învățat echipele ca Steaua, Dinamo, Rapid, CFR de la voi? Nu știu ce să zic. Ei au jucători de valoare, jucători. Noi am compensat prin dăruire, prin echipă. Sunt două lucruri diferite. Nu știu ce să zic. Voi, în momentul de față, vă mai doriți să ajungeți la echipele din capitală? Normal. Oricine își dorește. Dar acum nu știu ce îți rezervă ziua de mâine și orice e posibil. V-a spus deja imnul Champions League pe telefon? Deocamdată nu. Eu nu, la ce telefon am acum, nu. L-am pierdut acum două zile și nu am. Dar ce l-ai pierdut? Nu știu.